Vorbea despre ce? Despre pocăință. Despre mântuire. Despre mântuire, despre pocăință. Poate Dumnezeu ne vorbea prin cântări, prin tot ce s-a vorbit aici, prin frații, să ne întoarcem la pocăință. Aleluia. Să ne apropiem de El. Că zilele din urmă, nu vi se pare zilele din urmă? Aleluia. În Italia, acum câteva săptămâni, au murit 16 copii. 16 copii. Vă dați seama ce durere în familiile acelea. 16 copii. Între 14-15 ani cât s-o fi avut. Și noi suntem la o vârstă înaintată. Am fost noi mai buni că suntem în locul acesta? Am fost mai buni că Dumnezeu a îngăduit să fim aici la închinare, în casa Lui, protejați și iubiți de El? Aleluia! Nu am fost mai buni. Și n-ar trebui să ne pocăim oare. Amin! Amin. Și mă gândesc la amestec, dar pentru că am văzut că Duhul Sfânt ne îndeamnă în direcția aceasta a pocăinții. Vreau să vorbesc despre subiectul ăsta. Pentru că cred că mai trebuie să ne pocăim. Amin. Cred lucrul ăsta. Cred că mai este loc la cruce. Aleluia! Cred că încă sângele lui Iisus Hristos mai are putere. Gloria Domnului! Cred că încă jertfa din Calvar mai are putere să schimbe, să transforme. Slăvit să fie numele Lui! Nu te poate schimba nici tata, nici mama. Nu te poate schimba nici cei apropiați, nici cei îndepărtați. Dar este cineva care te poate schimba. De la Iisus Hristos. De la Duhul Sfânt care vine la inima ta și bate. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și va deschide, voi intra la el, voi cina cu el și eu cu mine. Și haideți să ne ridicăm în picioare și să citim un singur verset din Matei. Matei 11, Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 12. Eu am deschis foarte repede, că mi-am pus semnul aici. Să nu credeți că știu așa de bine Biblia, că dintr-o dată am deschis-o. Nu. Nu zice așa de pocăit și nici așa de bine stau cu memoria. Dacă, pentru că am zis că de aici aș vrea să citesc versetul ăsta, mi-am pus aici un semn. Evanghelia după Matei. Capitolul 11 cu versetul 12. Care spune așa. Din zilele lui Ioan Botezătorul, până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală. Și cine dă năvală, pune mâna pe ea. Haideți să plecăm capetele așa cum suntem. Doamne Tată, să ne încerc. Acesta este cuvântul Tău, Doamne. Și toată Biblia e insuflată de Duhul Sfânt și te folosi celor care o citesc. Și dacă Tu ai pregătit cuvântul acesta, Doamne, te rugăm, ajută-ne și pe noi să avem niște inimi, Doamne, pregătite pentru cuvântul Tău, Doamne. Ca și pământul acela bun care a primit sămânța, Doamne. Așa vrem, Doamne, să fie, Doamne, pământul inimii noastre, Doamne. Un pământ care să dorească sămânța cea bună, Doamne. Aleluia! Să fie dorința cea fierbinte, Doamne. Și apoi cuvântul Tău, Doamne, magazinat în mintea și inima noastră, Doamne. Să se întoarcă la Tine cu rod. Te rugăm, Doamne, lasă Duhul Sfânt aici, în locul acesta, Doamne. Și am simțit de la început, Doamne, că Tu ești aici, Doamne. Aleluia! Pentru că ne-ai promis că acolo unde sunt doi sau trei, arătați numele Tău. Și Tu ești prezent, Doamne. Omul lui Tău Sfânt, fiind un foc aici de ardă, Doamne. Neîncetat, Doamne. Și schimbă inimi, Doamne. Și schimbă vieți, Doamne. Și transformă familii, Doamne. Dacă sunt familii, Doamne, care sunt în pragi de despărțire, Doamne. Iubirea Ta poate să-i unească, Doamne, în noi, Doamne. Dacă sunt, Doamne, frați și surori care zic, n-are rost să mă mai duc la casa Domnului. Că nu se mai întâmplă nimic în viața mea. Doamne, astăzi Tu poți să schimbi, Doamne. Astăzi Tu poți să-i liberezi. Poți să-i transform. Și poți, Doamne, să-i aduci la mântuire și la iertare, Doamne. Doamne, în numele Tău, Doamne, ne rugăm, Doamne. Nu ne rugăm în numele unei religii, Doamne, că atunci Tu nu te prezinti, Doamne. Nu ne rugăm în numele unui cult sau în numele unei confesiuni, Doamne. Ci ne rugăm în numele Fiului Tău iubit. În numele care Tu nu refuzi rugăciunile noastre, Doamne. Și credem, Doamne, că astăzi, Doamne, vei face minuni în locul acesta, Doamne. Așa Te cunoaștem, Doamne, Doamne,